de dimineață, ne ajută să scapi de greață și-ți crește moralul să poți suporta. Bună dimineața, oameni buni! Ne-am culcat având un nou prim-ministru. Interimar este drept, domnul Orban, după ce ne-a anunțat victorios după exit poll că partidul domniei sale a câștigat alegerile, iată că la nici 24 de ore și-a dat demisia din funcția de prim-ministru, bineînțeles după o discuție lămuritoare cu președintele Iohannis, și în locul său a fost numit ministrul apărării, domnul Ciucă. Pentru oamenii de rând, mare lucru nu spune numele domnului Ciucă, dar domnul Ciucă este cunoscut, ca să spun așa, destul de bine, să spunem, în Statele Unite ale Americii, unde recent a primit o recunoaștere la care mulți muritori abia se gândesc. A primit o, să-i spunem, diplomă, un ordin, sau cum s-o chema el, pe care chiar și unii șefi de state și-l doresc. Deci, domnul Ciucă, prim-ministru interimar, o situație destul de ciudată, pentru că ne aflăm în pandemie, ne aflăm în fața unor fenomene imprevizibile și guvernul, țineți minte, nu va pune ordonanțe de urgență, ceea ce înseamnă că sau sunt foarte grăbiți să aleagă un nou guvern și atunci vor presa pe toată clasa politică să zică repede, repede un nou guvern, că altfel nu se poate salva România de la cine știe ce dezastre care pot apărea, sau nu mai facem noi scenarii acum, că scenariile sunt făcute de alții. Și haideți să vă dau câteva date interesante despre alegerile care tocmai s-au încheiat, ca să vă dați seama din câteva, doar din câteva cifre, ce s-a întâmplat în acest județ în alegeri. Țineți minte că la locale s-au bătut PSD-ul cu PNL-ul de venea să crezi că, Doamne, ce se întâmplă? Ei bine, atunci PNL-ul, partid aflat la guvernare, câștigase, dacă nu mă înșel, în 33 de localități din județ. Știți câte a câștigat la parlamentare? Din 33 a câștigat doar 16. 15, pardon, la Camera Deputaților, ca să ne raportăm la ceva. Deci, că votul a fost pentru Camera Deputaților și Senat. Și a câștigat doar 15 localități. Care sunt astea? Ca să înțelegeți și care e ordinul de mărime al localităților. Bicaschei, Bicaz Ardeal, Bozieni, Ceahlău, Cordun Mare, Doljești Mare, Drăgănești, Dragomirești, Icușești, Moldoveni, Negrești, Pângărați, Podoleni, hai să spunem, Ruginoasa și Timișești. Dar la Timișești a câștigat cu 10 voturi și a pierdut la Senat cu 5 voturi. Deci acolo domnul primar a fost extrem de, extrem de bine orientat, ca să spun așa, și a știut cum să gestioneze voturile ca să mulțumească pe toată lumea. Mai vreți să, ca să vă dați seama de amploarea bătăii primite de PNL în aceste alegeri? După locale, PNL-ul avea așa, Piatra Neamț, Roman și Roznov. Câștigase Roznovul. Ei bine, în momentul acesta au pierdut toate orașele după parlamentare, și Piatra Neamțul, și Romanul, și Roznovul, unde câștigaseră de curând. Și vă dau și niște cifre. La Roznov, PNL-ul a obținut 23,68%, adică 560 de voturi. Adică nu o grămadă, că Roznovul e o comună un pic mai mare.
iar PSD-ul 26,13%, adică 618 voturi. Și pro-România, apropo de mărire și de cădere a unui primar, pro-România care a avut vâlderace pe domnul Ciubotaru, primar atâția ani, a obținut doar 291 de voturi, adică 12,3%, pe când băieții de la AUR, în Rosnov, da? Deci în Rosnov, au obținut 376 de voturi. Adevărat partid, adevărată campanie făcută în aceste zile. Haideți să vă mai dau niște cifre. S-ar putea să vă mire. AUR, da, a luat mai multe voturi decât PNL-ul, rețineți, în 16 localități. Agapia, Borca, Borlești, Brusturcândești, Crăcăoani, Dobren, Dochia, Oniceni, Petricani, Poiana Teiului, Rediu, Români, Tașca, Urecheni și Zănești. 16 localități, la primele alegeri parlamentare. Și a fost la egalitate perfectă în două localități, la Păstrăveni și la Războieni. Deci, asta spune foarte mult, nu știu ce spune despre AUR, dar spune foarte mult despre modul în care s-a mobilizat activul PNL în această campanie. De ce nu s-a mobilizat? Sunt alte lucruri. O să vă invit să citiți ziarul de joi, Mesagerul, ediția scrisă. Acolo o să spunem și de ce nu s-a mobilizat, după părerea noastră. Haideți să mergem și mai departe. AURU, da? AURU a câștigat în trei comune și în fața PSD-ului. Deci în trei comune, Bicaz, Ardeal, Moldoveni și Tămășeni. De ce este important? Pentru că cele trei comune în care AURU a câștigat împotriva PSD-ului sunt conduse de liberali sau de USR Plus la Tămășeni. Și am mai auzit niște discuții cum că USR Plus și-a consolidat poziția în zona catolică a județului. Da, probabil că da. Are trei comune câștigate și cordonul stă foarte bine, mai sunt câteva pe acolo, Gherăiești, Săbăoan și Tămășeni. Dar știți ce a făcut, de exemplu, la Tămășeni AURU? A obținut 283 de voturi în condițiile în care USR Plus a obținut 660. Multișor, nu? Pentru un partid naționalist cu ortodoxia în frunte într-o zonă catolică. Și rezultate bune a obținut și la Săbăoani. Ne uităm acum. La Săbăoani a obținut 256 de voturi. Și în alte localități. Mai rețineți o cifră. AUR nu are foarte multe localități în care să aibă sub 10%. Deci, doar 13 în județ. În 58 de localități a avut între 10 și 20% din voturi și în 13 localități a avut peste 20% din voturi. Sunt niște cifre care arată ce s-a întâmplat într-o zonă pe care nimeni n-a controlat-o. Cel puțin pentru liberal, rezultate AURului au venit ca o lovitură de măciucă, pentru că nu partid la guvernare, cu surse de informare, au fost total surprinși de acest fenomen. Să mergem și mai departe, dacă doriți, cu asemenea comparații. PSD-ul la Camera Deputaților a câștigat în 64 de localități și a avut câteva localități în care a depășit 50%. Borca, Ghindăoani, Grumăzești, Oniceni, Petricanții, Bucani, Valea Ursului și Văleni.
Ca de obicei, cele mai bune rezultate sunt la Oniceni și Văleni, unde a luat peste 60%. Ce învățăminte putem trage din acest vot? Nu e treaba noastră să tragem învățăminte, e treaba partidelor. PSD-ul aparent a câștigat zdrobitor în cifre, în procente, pardon, că dacă luăm în cifre numărul de votanți, s-ar putea să constatăm că a câștigat cu mai puține voturi și singurul merit este că s-au mobilizat mai bine primarii în această campanie și activul de partid. Dar la rata de participare, rezultatele sunt dezastroase. Și aici sunt de vină politicienii, care au reușit să enerveze, să scârbească pe toți cei care vreau să se mai ducă la vot. Iar reacția aceasta cu aurul a venit ca un vot clar antisistem, cum s-a ajuns acolo, o campanie de persuasiune extrem de inteligentă, mult peste nivelul celor care conduc în acest moment partidul, și cu excepții, bineînțeles, și un sprijin consistent, spun eu, din zona celor care conduc Biserica Ortodoxă Română. Astăzi, presa națională acordă spații foarte mari, foarte mari celor de la AUR. Și într-un site central apare un material: cine este scriitorul și filozoful Sorin Lavric, noul senator AUR și lider al partidului. Noi mai spunem noul senator AUR de Neamț. Da. Este doctor în filozofie și animator cultural, conform descrierii de pe site-ul partidului. Vă dați seama că dacă un om de 53 de ani, absolvent al facultății de medicină în 93 și al celei de filozofie în 96, da, a ajuns să candideze în Neamț de pe poziția pe care o are, însemnau că își făcuseră niște calcule și în Neamț aveau un teren propice. Domnul Lavric a făcut parte din Comitetul de Inițiativă Cetățenească al Coaliției pentru Familie și a gestionat procesul de revizuire a Constituției în raport cu statul român. Până în 2015, domnul Lavric a ținut un curs opțional despre Constantin Noica la Facultatea de Filozofie de la Universitatea din București. Ca să ții un curs despre Noica, trebuie să ai în spate niște lecturi. Este redactor la România Literară în acest moment și director de programe interne la Uniunea Scriitorilor din România. În timpul campaniei, Lavric a trebuit să împartă între munca de partid și ședințele Comitetului Director al Uniunii Scriitorilor, spune aici. Probabil că așa a fost. Din păcate, nu l-am identificat prin acțiuni de campanie prin Neamț, probabil că le-a făcut. Astea sunt câteva date pe care le-am scos pentru dumneavoastră în această emisiune. Mult mai multe în ediția scrisă a Mesagerului de Neamț de joi, cu analize și comparații care sunt sigur că vor surprinde pe multă lume. Întrebări interesante care sunt puse în această perioadă în Neamț: ce se va întâmpla cu pro-România dacă domnul Victor Ponta a anunțat că se retrage pentru a-și reveni după pălitura de o sândă din aceste alegeri? Așa cum este partidul acum făcut, probabil că fiecare organizație județeană va încerca să-și găsească un rost în funcție de alegerile de la locale. Să nu uităm că Pro-România are un număr consistent de consilieri în Consiliul Local Piatra Neamț
și consilierul în Consiliul Județean care pot înclina balanța majorității. Se vor duce spre PSD? Probabil greu, atât timp cât Liviu Harbuz nu și-a schimbat opinia vis-a-vis de Ionel Arsene. Dar, în politică, câteodată trebuie să pui și interesul organizației înaintea celui personal. Se întâmplă rar, dar se întâmplă. Să-l pui înaintea interesului personal. Se duce spre liberali? S-ar duce spre liberali? Puțin probabil, pentru că liberalii tot timpul au tratat de sus pro-România și au văzut-o ca un fel de cui la osia căruței, știți, dacă îl scoți, rata merge și fără el, dacă pui unul de lemn în loc de unul din celălalt. Dar e bine să-l ai acolo. Ei, e greu de crezut că PNL-ul va, cum să spun eu, lua pro-România în căruță. Alte opțiuni? Mai pot fi opțiuni individuale ale fiecărui om, având în vedere că probabil de la centru nimeni nu va fi interesat să controleze ce se întâmplă în teritoriu. Mai ales că centru a dat kicks foarte tare și cu aducerea domnului Tăriceanu, care n-a adus voturi, a luat voturi de la Pro-România. Ce se întâmplă cu PMP-ul? Încă nu știm dacă a intrat sau nu în Parlament. Unii spun că intră, marea majoritate spun că nu intră în Parlament. Ce se va întâmpla cu organizația din Neamț? Pentru că partidul nu prea este un partid care să reziste în opoziție. Ar putea să reziste prin rezultatele de la locale și consilierii pe care i-au. Dar ei sunt obișnuiți să se ducă la sursa veniturilor, la țâță, la tort. Nu prea sunt obișnuiți să stea în opoziție. De ce a pierdut pe partidul lui Băsescu în Neamț, PMP-ul? Pentru că a fost oportunist. Pentru că a făcut o campanie la parlamentare de gâgă, cu mesaje incoerente, cu lideri care veniseră din postura de loseri acum. Deci domnul Chitic a pierdut primăria din postura de primar și a fost pus primul la Senat. A luat, dacă nu mă înșel, în jur de 2000 de voturi. 2000 de voturi pentru un fost primar care adusese normalitatea în primăria Piatra Neamț, spunea domnia sa, plătind datoriile. La Camera Deputaților, Bogdan Gavrilescu. Viceprimarul, celui mai bun viceprimar în funcția de primar. Adică el a fost viceprimarul lui Dragoș Chitic. Cum arată orașul, se datorează și acestei echipe. Problemele din oraș se datorează lor și oamenii i-au sancționat. Deci, n-au depășit 2100 de voturi, niciunul, nici pe Camera Deputaților, nici pe Senat, dacă nu mă înșel. Ce se va întâmpla cu ei? Probabil că vor negocia, adică Gavrilescu va negocia cât poate ca să obțină maximum care se poate obține ca funcții. Ca partid, încet, încet, probabil, se va disipa. Oamenii vor pleca pe unde li se oferă câte ceva mai bun. Asta este imaginea la două zile după alegeri în Neamț. Un PNL în căutarea unei organizări mai bune și a trădătorilor sau a celor care nu s-au implicat în campanie, un PSD care se auto-iluzionează că este foarte puternic, în realitate a câștigat o campanie în care n-a făcut mare lucru, singurul care s-a agitat
cu adevărat a fost Răzvan Cuc, singurul care a ieșit la bătaie, ceilalți au ieșit la bătaie prin comunicate. Atât. Au fost viteji în comunicate. Glășciorul, mai rar să-l auzi, și PSD-ul se poate mândri totuși cu o chestie, a reușit să transmită în familie un post de deputat, de la Ion Munteanu la Remus Munteanu, un deputat pe care de-abia așteptăm să-l avem într-o emisiune, să putem discuta cu el despre programul partidului, despre perspectivele de dezvoltare ale României, așa cum le vede PSD-ul, despre programul social, despre tineretul pe care credem că îl reprezintă. Deci, spuneam, PSD-ul se autoiluzionează că, domne, am câștigat, dar, în realitate, cifrele, pornind de la lipsa de implicare a populației, nu sunt chiar atât de frumoase. Singurii care sunt pe cai mari acum, albi, cai albi, să spunem, și cu perspective, dacă vor fi interesați, sunt cei de la AUR. Numai că, deocamdată, avem de-a face cu niște persoane, cu niște nume pe care puțină lume i-a văzut în carne și oase. Au ajuns acolo, cum spuneam, pe niște căi pe care deocamdată nimeni nu vrea să le devoaleze. În rest, USR-ul a obținut mult mai puțin decât spera, pentru că nu are structură și nu are bază de partid și pentru că și liderul s-a îmbolnăvit de COVID în perioada de maximă campanie. Asta e cu Facebook-ul, cam atâta poți obține, indiferent cât te zbați. Pro-România v-am spus, PMP-ul v-am spus, restul nu prea contează. Ne oprim aici și de mâine încolo cu invitați din nou, dar vom încerca să evităm subiectele politice. Sau, pe cât posibil, vom încerca să evităm aceste subiecte, pentru că ați mai auzit de vreo 3 zile dacă se mai moare în Spitalul Județean de Urgență Piatra Neamț? Ați mai auzit despre pandemie, despre faptul că au venit sau nu au venit paturile de ATI de la Lețcani? Au venit paturile de la ATI de la Lețcani? Întreb și eu un reporter aflat în redacție. N-au venit, mi se spune. Deci n-au venit. Știe cineva dacă se încheie ancheta asta cu incendiu? Ați mai auzit de incendiu de la Piatra Neamț, despre măsuri luate? Știm doar că ancheta continuă și că mare parte din echipamente sunt sigilate încă, pentru că ancheta continuă și trebuie expertize. În timpul ăsta nimeni nu ne mai spune câte focare mai sunt la spitalul din Roman, ce se mai întâmplă pe la ambulanță, mai sunt medici bolnavi sau nu. Nu, au fost alegeri. Au fost alegeri. Ieri, așa, foarte discret, s-a anunțat pe undeva că cică școala merge de online până la vacanța de Crăciun și vom vedea după aceea ce se va mai întâmpla. Brusc au dispărut problemele și avem multă liniște, cu excepția guvernului care probabil că acum se pregătește de o guvernare de tip cazon, adică având un militar în față, probabil ordinele se execută, nu se discută. Nu neapărat ordinele primului ministru, ci ordinele pe care le primește primul ministru să le transmită miniștrilor. Ne oprim aici. O zi bună. După cum se vede, neamțul nostru AUR poartă, noi, nemțenii, așteptăm mila guvernului pentru investiții ca să ne fie și nouă un pic mai bine. La revedere!